Bun găsit, stimați telespectatori, stimați iubitori ai sportului din Satul Mare, iată-ne din nou împreună la obișnuita emisiune săptămânală difuzată în fiecare zi de luni, Panoramic Sportiv. Emisiune difuzată, așa cum am mai spus, din studiourile Informația TV. Emisiunea în această zi va fi una obișnuită, vom prezenta un grupaj de știri împreună, alături de mine, avându-l pe colegul Ioanuț Blăjean. Vă vom prezenta împreună cele mai interesante, cele mai proaspete știri, informații din lumea sportului cu implicație sădmăreană. Vom aborda diverse subiecte, sigur, fotbal, handbal, basket, șah și sper ca la final de emisiune să fiți cu toții mulțumiți. Voi începe, dacă tot am... Așa. Am luat eu microfonul sau am început eu, vom începe cu știri din fotbal, vă voi prezenta eu evenimentele legate de fotbalul sădmărean, mai exact despre, vă voi spune câte ceva despre meciul Olimpia Satu Mare Șoimi Pângăda. După cum bine știți, acest meci s-a disputat în etapa a patra campionatului Ligii a doua la fotbal, s-a disputat la Satu Mare. Meciul s-a încheiat, probabil că știți la ora la care vă vedeți aceste imagini, cu victoria echipei sădmărene, scor 3-1, dar după ce oaspeții au condus cu 1-0 la pauză. A fost un meci disputat cu două reprize asemănătoare, ca dominare, spun, dominare sădmăreană, dar în prima repriză oaspeții au fost mai incisivi, au reușit să-și înscrie în minutul 30, după care în repriza a doua Olimpia a reușit să întoarcă scorul, marcând mai întâi prin Bujor, care a egalat în minutul 51, după care în minutul 57-58 iar Iuhas a transformat o lovitură de la 11 metri acordată pentru Hans în careu, iar în minutul 65, la câteva secunde după intrarea în teren, Feier a majorat scorul, a stabilit scorul final 3-1, Feier a înscris un gol foarte spectaculos, foarte că din mijlocul careului. În urma acestei victorii, Olimpia, cum știți, până la acel meci, până sâmbătă, avea 0 victorii, 0 puncte, 0 goluri marcate. Olimpia a cedat lanterna roșie echipei din Bihor și a urcat pe locul 8 în clasament cu 3 puncte. Dar vreau să vă prezint rapid și rezultatele integrale ale etapei. Deci, Olimpia Șoimi Pângăda 3-1, Poli Timișoara Caransebeș 2-1, Metalul Reșița CSM Râmnicu Vâlcea 2-0, FC Bihor CSM Ioveni 0-1, de ținut minte acest rezultat, pentru că Olimpia va merge sâmbătă, duminică, pardon, la Mioveni, va juca la Mioveni. În fine, ultimul meci, FC Olt, Fortuna Câmpina 1-1. Clasament, Metalul Reșița este pe primul loc, cu 10 puncte, pe locul 2 Poli Timișoara 9 puncte, iar pe locul 3 Fortuna Câmpina, locul 3, 7 puncte, iar despre Fortuna să spunem că a terminat la egalitate, am spus asta, la scor la Olt. Golul egalizator al oaspeților a echipei din Câmpina fi marcat de Ervin Jiga, a fost un jucător al Olimpiei până acum câteva luni. În etapa viitoare, așa cum am spus, Olimpia joacă în deplasare la Mioveni, acest meci se va juca duminică. Despre acest meci sau despre ce s-a mai petrecut la meci, poate vedeți imagini, poate colegii mei vă prezintă, a fost un meci cu diverse întâmplări petrecute nu numai în terenul de joc, ci și în afara lui, în tribune, pe marginea terenului. Câteva aș vrea să le punctez, așa ca să nu... Poate v-au scăpat, nu le-ați remarcat în preza scrisă sau nu toată lumea le-a consemnat. În fine, odată vreau să vă spun că, în ciuda victoriei, spectatorii au plecat nemulțumiți de la stadion. Jocul n-a fost unul consistent al Olimpiei, n-a fost unul foarte grozav. Bine, important este victoria, dar galeriile, cele două galerii s-au manifestat într-un mod diferit la acest meci. Și aici mă refer la Comando Oli și Secțiune Ostile, cele două galerii organizate, cea de la tribuna B, Comando Oli, nemulțumită de aspectul jocului, la pauză, galeria, membrii galeriei au părăsit tribuna și au lăsat afișat pe gard un banner, pe care cred că l-ați văzut, sau dacă nu, să-l mai prezinte colegii. Felicitări, puncte, puncte, noi am plecat la bar. Asta spuneau suporterii, nu știu dacă au plecat tocmai la bar, poate că da, dar în tribună, în repriza a doua, nu au fost. În fine, ceilalți de la peluză s-au manifestat mai zgomotos în partea, în repriza a doua meciului, s-au grupat undeva deasupra băncii de rezervă a Olimpiei și au cerut demisia lui Cosmin Bodea, antrenorului Cosmin Bodea,
scandând în același timp Tibicic, Tibicic, Tibicic. Este un regret împărtășit și de noi că Tibicic și Bronco, el și Mircea Bolba nu sunt antrenorii în momentul de față ai Olimpiei. Dar nu mai comentăm pe marginea aceasta. Ionuț, tu ce ai mai văzut la acest meci? Spune-mi la Olimpia. Interesant? Meciul a fost interesant mai mult în tribună, în tribune decât pe teren. În prima repriză am văzut un meci slab, iar în partea a doua Olimpia practic a dominat. Până am scris golul 3, că după aceea meciul s-a stins. Meciul s-a stins, da. Am mai avut o accidentare, nu? Una destul de serioasă. Da, prima repriză a lui Gavrilescu când și-a spart capul. Din câte se pare, nu va putea evolua nici în meciul cu Mioveniul. Da, eu am vorbit aseară cu el și mi-a spus că a fost la spital și s-au aplicat mai multe puncte de sutură, 5 am aflat astăzi, și nu îi se vor scoate firele până lunea viitoare, așa că destul de greu de presupus că va juca, dar fiind mai ales că este o plagă în zona orbitei pometelui stângă și mai jos, și da, poate juca mingea cu capul, oricum el zicea că nu dă prea mult cu capul, dar în fine, timpul în economia jocului știu, se poate întâmpla să te lovești. Uitați, menul afișat de comandorii, felicitări, am plecat la bar. În schimb, vreau să mai spun că s-a mai accidentat un jucător, l-am întâlnit azi la spital pe Cosmin Iuhas, capitanul echipei, a suferit o fractură, așa, mai multe locuri a degetului mijlociu de la mâna dreaptă, și că și utilizarea lui în meciul cu de la Mioveni este improbabilă, nu pentru că l-ar împiedica să lovească mingea, dar vă dați seama. Da. E o fractură și greu de jucat cu un aparat gipsat pe mână. Cam astea au fost întâmplările de la Olimpia. Sigur, mai e un fapt de consemnat. Argentinianul Lasso, în momentul când a fost înlocuit, cu Viland, antrenorul Cosmin Bodea i-a întins mâna, Lasso a avut un gest care vă știu eu, nu l-a putem aprecia ca fiind unul pozitiv. A refuzat să dea mâna cu antrenorul și foarte nervos, a șutat într-o minge și a mers direct la vestiare. Un gest nesportiv pe care, probabil, conducerea clubului, într-un moment sau altul, îl va sancționa. Acum, după ce am vorbit de Olimpia, am monopolizat, mai vine de 5 minute microfonul. Ionuț, să rog frumos. Da, dați-mi voie să vă salut, bine v-am găsit. După câteva luni de pauză, iată că echipa de basket de la CSM Satu Mare și-a reluat activitatea în meciurile oficiale. La sfârșitul săptămânii, în sala LPS Caterina Bod din Satu Mare, am putut vedea două meciuri contând pentru prima fază din Cupa României la basket feminin. Sătbărencele de la CSM Satu Mare, în noua formulă cu noul antrenor Adriana Pricop, am întâlnit în dublă manșă Rapid București. Ambele meciuri s-au jucat în Satu Mare la înțelegerea celor două cluburi. Sătbărencele au întâlnit practic un adversar modest pe care au reușit să-l bată de două ori, atât sâmbătă cât și duminică. CSM Satu Mare s-a impus cu 84-61 sâmbătă, iar duminică cu 80-68. Au fost practic două meciuri asemănătoare. Antrenorul Adriana Pricop și-a permis să introducă pe teren și junioarele echipei sărmărene. Astfel, CSM Satu Mare s-a calificat în faza a doua, fază programată să se dispute la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie. Deocamdată nu știm adversarul, urmând să-l aflăm zilele următoare. În ceea ce privește noul sezon din Liga Națională de Basket Feminin, CSM Satu Mare va juca sâmbătă pe teren propriu, în prima etapă, cu CSS Craiova, echipă care a terminat pe ultimul loc în sezonul trecut. Cam atât despre echipa de basket feminin, da, de la CSM. Eu n-am văzut la meciul de basket, cum ți se pare așa, comparativ cu sezonul trecut? Am unde vă ție, știu, gândesc neapărat la final de sezon, dar așa, ca și atitudine, ca și valoare, ca și joc, ca și... Ca și valoare, nu știu ce aș putea spune, având în vedere că echipa sărmăreană s-a întărit cu mai multe jucătoare, dar două dintre ele au ales să părăsească clubul la câteva zile după ce au sosit în Satu Mare. Vorbesc aici de americanca Stephanie Rose, care a venit, dar a și plecat, iar săptămâna trecută a ajuns și sârboaica Stefana Petkovic, sau ea de asemenea a rămas o zi în Satu Mare și a ales să părăsească clubul. Nu știm care sunt motivele. Vedem. Da. Asta o fi însemnând, știu eu, că nu e pace sub Măslin, vorbeam citând aici un roman. După meciul cu Rapid. Sau e ceva, o fi, nu, condițiile financiare, știu eu, presupun că bugetul, sau știu că nu este la fel de mare ca și în anii trecuți. Probabil condiții financiare, că altfel nu pot să-mi dau seama ce poate fi la mijloc. În fine, să sperăm când începe campionatul.
Campionatul începe la sfârșitul acestei săptămâni. La sfârșitul acestei săptămâni, ne-am auzit. Nu mai e mult, să sperăm că toate lucrurile vor fi puse la punct până atunci. După meciul al doilea cu Rapid, antrenorul Adrian Pricop ne-a dat și obiectivul echipei pentru acest sezon. Este 1-8, mai exact 5-8, pentru că în primele 5 nu avem cum să intrăm. Mai sus, da. Acesta este potențialul. Sigur, am fost mai sus. Sunt cicluri în evoluțiile unor echipe. Da. Și acum... Rămânem la CSM Satu Mare. Tot la CSM Satu Mare, da, la CSM Satu Mare. O altă echipă a Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, cea de handbal, a debutat sâmbătă la concurența cu Meciul Olimpiei în noul sezon. A debutat pe teren propriu, noul sezon oficial al Diviziei A. Iar CSM-ul Sălmărean a întâlnit Universitatea Craiova, echipa din Bănie, a plecat învinsă de la Satu Mare. Sălmărean, Handel și Sălmărean, conduși de pe bancă de Nicolae Stratu, au câștigat cu 37-30 după meci pe care l-au controlat în întregime. Au fost și 12 goluri diferență în repriza a doua, 31-19 la un moment dat. Dar antrenorul Istrate a fost mulțumit pe ansamblu de evoluția băieților lui. Totuși, victoria, ca să precizez și asta, a fost una cu emoții. La momentul când arbitrul trebuia să fluie în începutul meciului, s-au trezit cei de la CSM că nu au asistența medicală. Medicul care trebuia să vină la sală, mă rog, din cauza unei lipsă de comunicare, a întârziat. Până la urmă a ajuns și cu 7 minute întârziere a început și acest meci, încheiat. Nota bene cu victoria echipei noastre la un scor concludent. Iar în etapa următoare, duminică, CSM Satu Mare va juca la Oradea cu principala candidată la promovare. În meciul de sâmbătă, să mai spun doar atât, cei mai buni jucători ai grupării sătmenei au fost Axini, autora 10 goluri, și Ianoș Olah, autora 9 goluri, și de asemenea portarul Cioroiu, care a avut numai puțin de 20 de intervenții bune pe parcursul meciului. În clasament, echipa noastră ocupă locul 4, sigur, după două partide, o victorie, o înfrângere, locul 3 puncte, locul 1 fiind ocupat de Handball Club Reșița, echipa fostă campioană a României, fostă echipă de top a României, astăzi, cu probleme mari, joacă în eșalonul al doilea și, pentru că am încheiat, zicem, cu partea aceasta, cu fotbal, adică fotbal nuclear, fotbal, handball, basket, așa cum vedeți și pe burtiere, cum vedeți pe micile ecrane, am vorbit de victorii sâmbărene și astea sunt cele mai importante. Ordinea nu e neapărat cea pe care am spus-o noi, nu? Eu nu-s fotbalul, am câștigat la fotbal, am câștigat la handbal și, uite, și la basketul. Și dacă mai punem și juniorele de la volei, care tot o echipă a Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, care au jucat în campionatul național al juniorilor, dar mare parte din ele vor juca și în Prima Ligă a României, iată, și acestea au debutat în nou sezon, mă refer la campionatul juniorilor, cu victorie au câștigat meciul de la Turda. CSS Turda. Da, cu 3-0. Ce mai avem? Eu zic să mergem acum în fotbalul județean, în Liga de Elită din Satu Mare, acolo unde Someșul Oar se distanțează, practic are în acest moment 5 puncte avans față de locul 2, Orașul Nou. S-a jucat acum etapa 5-a din Liga 4-a de Elită, iar rezultatele sunt următoare. Olimpia 2, Satu Mare, Moftinul Mare 3-1, Voința Doba, Someșul Oar 1-2, Știința Beltiug, Decebal 0-3, iată și prima victorie a Luceafărului, Recolta Dorolț, Orașul Nou 4-4, un meci nebun cu 8 goluri. Pe final, da, așa bine am auzit. Da. Unirea Tășnat, Cetate Ardud 1-0, Vitorul Vetiș, Turul Micula 2-2, iar Cămin Botiz a fost amânat. În etapa viitoare vom avea și un meci interesant între Someșul Oar și Olimpia 2 Satu Mare. Se va juca sâmbătă pe stadionul Someșul din Satu Mare de la ora 5. Spune că este interesant deoarece sunt echipe neînvinse până acum după 5 etape în Liga de Elită. Eu nu-ți dai voie, nu te supăr dacă te întrerup despre acest meci, ultim meci al Olimpia. Am înțeles că se încearcă aducerea lui pe stadionul Olimpia. Cel puțin așa mi-a spus domnul Ștefan Silaghi, președintele AJF Satu Mare. Ar fi condițiile mai bune, ar veni poate mai mulți spectatori și ar fi bine. Ar fi este frumos să se joace pe Olimpia. Asta am auzit vorbind cu domnul Silaghi azi pe la prânz. Da, ar fi bine. Pentru publicul să... Pentru public, da. Să adă și echipa a doua Olimpiei și Someșoar, care e echipă bună pentru atât că ratează promovările, barajele de promovare în Liga 3. Și fazele din Cupa României. Da, să sperăm că vor și învăța ceva din eșecurile de până acum și
Vor și izbuti să promoveze data, nu? Și mergem mai departe cu? Vom merge mai departe cu Liga 4, cu cele două serii din Liga 4. Acolo unde Medeșu Aurita a spulberat Someșul Cărășeu, campioana județului de anul trecut, cu scorul de 14-1. A fost practic etapa 4 din seria A, Liga 4, iar alte rezultate de acolo, Porumbești-Babța 5-5, Păulești-Livada 1-1, Negrești-Odoreu 5-0, Apa Arsenal Vetiș 5-0, Crucișor Lazur 2-0, Medeșu Cărășeu 14-1. În clasamentul seriei A conduce Negreștiul cu 12 puncte, echipa urmată de Medeșu Aurit cu 10 puncte și Livada cu 8 puncte. În seria B, Lucăcen Berveni 2-3, Santău Sanislău 2-0, Căpleni Carei 6-0, Foieni Moftinu Mic 1-5, Urziceni Petrești 1-2, Andrid Ciumești 5-1, Pișcol Dăunești 5-1. În clasament conduce Andridul cu 12 puncte, echipa urmată de Moftinu Mic cu 11 puncte și de Căpleni cu 10 puncte. Da, fotbalul județean are, mai are o serie pe care acolo rezultate nu le în Liga 5-a, sau mă rog, un eșalon, o serie, Liga 5-a, așa că l-au fost rezultate interesante, dar nu avem toate rezultatele, motiv pentru care nu vi le putem prezenta. Un campionat județ, urmărit cu interes de foarte mulți spectatori, de foarte mulți cititori. Noi vedem, eu nu sunt comentarii pe care le avem la campionatele județene. Sunt mulți comentarii, mulți cititori care comentează și spun părerea pe diverse teme, da, adică pe tema fotbalului, da, mă rog, mă refer la echipa lor, la echipa pe care o iubesc, la rezultate, ne mai semnalează câte ceva din fotbalul județean. Da, tot la fotbal rămânem și în continuare, sau cu fotbalul încheiem, nu, Ionuț? Așa? Da. Și voi nu mă gândesc aici la fotbalul juvenil, despre asta este vorba, pentru că trebuie să-i aducem și pe ei în atenția dumneavoastră. Juniorii sunt mereu, în cele două avem două echipe în campionatul național al juniorilor A și B, campionatul republican, cum era cunoscut într-o vreme. Ei bine, juniorii în etapa de sâmbătă ai Olimpiei și LPS-ului și-au împărțit victorile, fiecare câte o victorie, echipele de junior A au câștigat, și iar echipele de junior B ale celor două cluburi, Olimpia și LPS, au pierdut meciurile lor. Olimpia, juniorii A, au câștigat în deplasare, echipă pregătită de Lulu Dragomir, prea o să precizez asta, a câștigat în deplasare la Electrica Baia Mare cu 1-0, în timp ce LPS Satu Mare a învins Ardealul Cluj, una din fruntașele clasamentului. În clasament, la juniori A, pe primul loc este Gloria Bistrița cu 12 puncte, același număr de puncte are și Olimpia, tot 12, dar Gloria Bistrița are un golaveraj net superior, 23-1, în timp ce Olimpia 8-1. La junior B, echipele noastre au înregistrat următoarele rezultate, așa Olimpia a fost învinsă de Electrica la Baia Mare, în timp ce juniorii B ai LPS-ului au pierdut cu Ardealul Cluj, la Satu Mare, dar Ardealul fiind echipa de pe locul 1, de pe locul 2. Așa, v-am spus, la junior B, pe primul loc este Universitatea Cluj, pe locul 2 Ardealul, pe 3 Electrica, echipa LPS-ului vine pe locul 5 și avea pe 11 se află echipa Olimpiei Satu Mare, dar această echipă din urmă joacă cu juniori, copii de 15 ani. Cam acestea sunt. Acesta este grupajul nostru de știri pe care vi-l oferim astăzi, stimați telespectatori, stimați iubitori ai sportului și nu numai, tuturor săptămărenilor, ne adresăm în continuare, să vă dăm ocazia, nu ne despărțim de sport, în continuare a emisiunii noastre veți putea urmări un grupaj sau un rezumat al partidei Olimpia Satu Mare Șoimi Pâncota. Acest rezumat va fi difuzat imediat după știrile pe care le imediat, peste câteva minute, iar meciul de basket disputat duminica la Satu Mare... Sâmbătă. Meciul de sâmbătă va fi. Sâmbătă, pardon. Scuze-mă. Așa, acest rezumat când, Ionuț? Va fi marți de la ora 11 pe informația. Deci, cine dorește să se directeze cu basketul sau cu fotbalul, azi imediat urmează meciul Olimpia cu Șoimi, iar marți seara CSM Satu Mare, Rapid București, la basket. Cu acestea fiind spuse, la revedere, vă dorim o săptămână excelentă!